Ia băi, scandalul unui episod că s-ar putea să fie o schemă cu băieții ăștia din spate. Ia să chem eu în câinele. Fugi. Hei! Ce faci? Ce să fac? Uite, eram cu câinele aici la antrenament. Oh. Ce? Câinele, hai, te pup! Vrei să fac antrenamentul cu voi? Da, hai! Gen, te dai jos de pe motor, ăsta din spate. Da. Și eu pun câinele pe tine. Și după aia tu trebuie să fugi, că dacă nu te mănâncă. Ia-l, tata, ia-l! Hai, ia, pune-l! Ia-l! A, s-a întors că m-am suit în mașină, mă. Dar cum le-ai break-urile astea? Îl cumperi de la primărie. Ai vin aici, bă. Da. A, gata, mă, mi-am dat seama care tău. Dacă m-a sui, n-am înțeles. Mă poți sui cu alt mușchi pe motor în afară de mușchiul F? Nu știu. Băi, până rezolvăm noi, tu fugi. Ia, ia, da. Fugi! Pune-l bre, pe mă eu dă, eu dă, eu dă. Bre, mă poți să iei pe motor cu un alt mușchi în afară de F? Nu știu. Că dacă... Fără să mă distrugă tare de... Păi gata, vin aici, Andrex, vin aici, gata. Gata, băi, l-am lăsat în pace. Ia, Andrex, ai? M-am mușcat de picior un pic. Parcă Andrex era șarpe, bre. Hai, băi, întâmplă bagaj. Cum te-ai băgat în bun? Păi, eu l-am băgat. L-ai băgat. Hop, sus, vă pup, băiți. Am vrut să fac o schemă cu băiții, dar nu mi-a ieșit. Hai să ne dacă... Bă, vrei mă să facem schimb? Ce? Vrei să facem schimb? Da, să nimeni bicicleta mea. Da, cu e? Am furat-o. Da-mi o bicicletă, dacă vrei. Băi, dacă nu facem schimb... Bă, nu-l pune pe patru... Bă, frate... Pun câinele pe tine. Bă, nu-l pune! Pun câinele pe tine, dacă nu s-au dacă te mint. Vine aici, tata, vine aici să-l mâncăm pe ăsta, tata. Nu mâncă! Bă, lasă-mă! Nu merge, bă, băi, spăcat. Să scărpină și logo-ul. Hai să-l bag. Hai, mă, intăm pe bagaj aici. Ceva, mă, lat-i pe mine. Intăm pe bagaj, tati, uite-o. Te pup. Mi-a rămas ăla cu spawnează câine. Hai, salut. Vreți cu cine să o dau eu, cu doctor, cu cine să o dau? Ideea e că în zona în care eu trebuie să pun ținta pe el ca să temi câinele, știi? Altfel n-am cum. Și pe la zonele astea publice nu prea pot. Hai să vedem ce ne mai băgăm, băiți. Fii atent, am văzut că vine un polițist. Domnule, aveți grijă la câine, domnule, că lată câinele, aveți grijă. Îi dă ceaiul până la secție, până la secție, îi dă ceaiul, băi. Până la secție, îi dă ceaiul, jur că îi dă ceaiul până la secție, îi dă ceaiul până la secție. Ia uite, îi mai dă una, una îi mai dă. Bum! Ba nu vă mai rezistam. Acum îi mai dă una și gata, o să vedeți bun premier aici, bum! Culcat, i-a dat culcat acolo. Ideea e că în momentul în care eu mă sui pe motor, câinele o să vină spre mine. Aolo, pleacă de aici să nu mă muși pe mine, marș! Aolo, marș! Aolo, l-a mușcat pe domnul polițist. Pleacă de aici, n-auzi? Stai că sună, marș!
Aoleu, mă mușcă. Să sună domnul doctor. Și când vin doctorii aici, o să pungem și pe câinele. Și mă fac că nu e al meu, știi că e un câine ca să scapă de pe aici sălbatic. Aoleu, domnii, nu răspund domnii de la doctor. Tu le doctor încor. Hai, domnul doctor, răspunde că mă mănâncă câinele, domnul doctor. Poliția, ajutor! Te vă vrea să mă mănânce. Marș, marș, mă, de aici, mă. Marș. E că sună poliția. Te vă mănâncă, bă, marș de aici. Marș, mă, cățel de aici, marș. Bă, nu mă lasă, bă, să sun, bă. Și ca în cooldown. M-a dus să chem poliția de acolo. Domnul polițist! M-auziți? Da, uite, e un coleg de acolo, rănit de un câine, de un coleg de-al dumneavoastră și nu răspunde și la salvare. Uitați aici, da, veniți aici. Domnul, aveți grijă dacă vă dați că eu îl mand ajuns de pe motor, că mi-e frică să nu mă muște. Deci s-a luat prima dată după mine, a trecut prima dată domnul polițist frumos. Uite, la bagă mâna în buzunarul lui. Ai grijă, ai grijă, mamă, mamă, ai grijă. Dică Vasule, dar ce ai tu cu Vasule, mă? Păi Vasule-i câinile mie, mă. Unde-i câinile tău, mă, firai? Lasă pe Vasule în pace. De ce? Uite așa, că zic eu. De asta că gata-o permisul de la tine. Vasule. Ai grijă. Aolo. Ți-am zis, ai grijă, ți-am zis. Vedeți, domnul polițist, uitați cum îl atacă și pe cetățeanul ăla. Nu mai atacă, s-au blocat câinele. Sunați, domnul, sunați, că la mine nu vă se răspunde. Stați, că dacă nu-l duc eu. Bre? Da? S-a luat cineva de câine. Nu, bă, cine să se ia de el? Aia ziceam și eu. Ăsta face cuță, 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 n-auzi? Aolo! Hai grijă! Cușu, 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 ce faci, cușu? Vrei papin, vrei papin, cușu. Da. Frumos, câine, domnul, frumos. Patrane, nu pleacă. Nu-i a meu, nu-i a meu, nu știu cine, că și pe mine m-a mușcat. Ia dă-te jos, mă, gurul ăsta. Patrane, nu pleacă, că mă mușcă câinele. Nu fi nebun, patrane. Periculos, nebunul. Au. Nu pleacă, mă. Mă mușcă câinele. Ia, mă, că e agresiv. Bă! Cușu. Domnul polițist, dar nu puteți să legați câinele, domnul polițist. Băi, cu ce să le? Cu lesa, chemați pe aia de Icotu, că eu sunt specialiști. Nu, mă, că-i cu minte, ăsta n-are nicio treabă. Pare cu minte, bre. Pare cu minte, dar nici cu mine nu a avut. Ia, te lăsă la mine, ești nebun? A, morș! Au, bă, dar nu-i cu minte, bă, dar nu-i cu minte, m-a răspândit. Fugi, 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 că s-o dă! Bă, dar nu-i cu minte. Domnul Minician, domnul Minician. Mamă, ce-a făcut, mă? Spar geamul, ce s-a întâmplat? Așa, domnul, ce-l ți-ți dați în el. Bă, ce aveți cu câinele, domnul polițist? Ce dai teza la cap? Lasă-mă că ne-a mâncat câine, dacă nu-i dădea, ne-a mâncat câinele, mă. Nemu. Bă, ce are câinele, s-ai turbat? Ne-a mâncat, mă, dacă nu. Ce reveni câine. Domnul, n-aveți ceva de muncă. Ce să am, ticule, că n-ai auzi lătă câinele, ești nebun. O mai apărut domnul. Oh, no! Oh, no, no, no. Fugi! Îl ia, îl ia, îl ia. Nu mă ia, nu mă ia. Bă, nu
fura motorul, bă! Bă, firea recu! Bine, bine. Firea recu de monoschilot. Bă! Ia! Tu fur motorul și dai și-n câine, mă! Motorul l-am luat doar să dau în tine, dai că din... Bă, unde, bă, unde? Ce fugi? Aici, aici, asta, aha! Îmi da-l-o vasele tare! Unde câinele, bă? Hai, opa. E culcat. Bravo, băi, că v-a dat un câine, săracul câine. Dar ce-a făcut câinele? Că e ieșit în suflet. Dar ce-a avut cu săracul câine? Bă, ciordește-i adidașii, ciordește-i adidașii. Da, al încolo. Da, aia e o paceare, bea suri. Mamă, l-a luat câinele, l-au luat. Îl mănâncă, bre, uite, zici tu. L-au mâncat, bre, ce facem acum? Bă, ăsta e nebun câinele, băi. Olu, vine la mine, fugi, fugi, fugi. Bă, câinele ăsta face ravaje, băiți, în oraș. Andrei, stai cu minte. Și că-i Tom și Jerry aici, băiți. Uitați-l cum îl făgărește domnul polițist, vedeți? Cine? Câinele, pe băiatul ăla să-l mănânce. Și după mine o fugi, dar eu mi-am luat din asta să mă apăr dacă vine la mine, dau cu curent în el. Mamă, câinele mâncați-și. Câinele. Eu. Nu, băi, 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 nu, dar băi, câine, ești nebun la coară. Uite, bă, câine, eu am făcut. Uite, câine. Nu fur, patron. Aolo, îl mănâncă câinea. Aveți grijă, domnul polițist, aveți grijă. Te mușcă, te mușcă. Gata, și-au revenit, cred. Aolo, l-a luat câinele, l-a luat câinele. L-a mușcat. Bă, îl mănâncă, bă! L-a curcat. Cred că-i dau și-l ăsta. Nu fura domnul după el, nu fura de... Bă, nu fura după el, am spus. Bă, câtă pomană curată pe aici. Ce-i luat, mă, de pe el? Nimic, n-a la patron. De ce nu merge câinele, mă? Aolo, că a mai apărut un câine. Fratele lui geam. Ăla, pe ăla. E periculos, mă, că sunt mulți câini aici și ne atacă ăștia, ne mănâncă. Bă, dar câine... Fugi, bă, fugi! Bă! Nu pe mine, nu pe mine. Hai, da. Bre, are un nume. E, nu știu, bă, nu vezi că sunt mai mulți. Eu te ce lată la... Dă-i dumii tale un nume. Că eu am unul în cap, dar nu știu ce să zic. Ia zi. Perfect. Dacă o scăpa de unul cu bicicleta. Bombalu. Câinele bombalu. Unde se duce, bă, câinele ăla? O plecam. Am scăpat de unul. Te rog, mă mănâncă câinele. Gata, bă, o plecat câinele, o plecat, nu vezi că s-a dus încolo. S-a suit. Nu, aveți niște bandaje. N-am. Nenea cu ghiozdan, de ce fără? Care? Eu? Domnul cu păr alb. Păr... Ce-i cu mine? Domnul, ce faci? S-a auzit așa o vorbă, că furați. Eu nu fur patru. Păi așa mi-a zis cineva. Pe cine ți-a zis? Un băiat, că i-ai furat telefonul. Adevărat? Da. Băi, ești nebun? Eu nu mă gândeam la asta. Bre, îți trebuie bandaje, bre? Da, mă, da. Nu răspund ăștia, bă. La mai doctor, poți să mai sun acum? Păi mai pot să sun la doctor dacă am sunat la poliție? Nu mai pot. Sună, știu, la zmurd, să vină un zmurd de aici, să-i ajute pe domnii. Da, zmurd, nu răspunde, bre, că și azi. De asta numai să primească salariu. Îți plăti să stai deja, bă. Nu. N-ai voie. Domnul, cu tine ce aici? Sper că nu faci prostii pe aici. Nu fac, domnule, ia-i eu te-s cu ăsta, deci. Hai grijă, hai grijă. Ce faci de astea, bre?
Aoleu, ai grijă la câine, că e nebun. Ai grijă, domnul. Bă, 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 vine la mine. Fugi, bă, fugi. Vladul la mine, bre, că mă mănâncă. Bă, vine, vine, vine. Mamă, îl mănâncă câinele. Băi, nu te mai băga, bă, la domnul acolo în buzunar. L-o mâncat și l-o prind și pe domnul, băi. Unde vrei? L-o prind și pe domnul. L-o prind și pe domnul, ești nebun? Bre, cheamă, bre, poliția aici, să vină poliția aici, că sunt câini care mănâncă oameni. Cheamă poliția. Mamă, păi și cum să chemăm poliția aici, mă, altfel? Păi dai secția lângă noi, bre. Bre, e secția lângă noi. Cheamă și tu poliția. Du-te și tu, te rugi până la poliție și vezi dacă e cineva, te rugi și cheamă-i coace. Vezi că vine câinele. Bă, dar nu răspund ăștia de la poliție. Alo, mă auziți? Aici. Da, nu, nu, nu. Ce susuire pe de frică. Domnul, sună și mata la poliție, domnule, să-i zici să vină aici. Sun, sun acum, sun. Că nu reușim să sunăm. Domnul polițist, domnul polițist! Avem nevoie de ajutorul dumneavoastră, domnul, mă auziți? Domnul polițist, nu mă auziți? Domnul polițist, avem nevoie de ajutorul dumneavoastră, domnul, nu mă auziți? Uitați acolo, colegi răniți, oameni morți, ne atacă câinii. Ia-l naibii de câine, că numai tu m-ai atacat. Uite, câinele ăla ne atacă. Oameni, uitați aici, colegi de dumneavoastră răniți, alți câini pe aici, uitați. De ce dracu scoatea câine? Nu știu, eu pe unul l-am dobărât acolo jos cu taserul, dar mi-e frică de ei să nu mă mănânce. De unde provine atât? Stai, n-am nici telefon, n-am... Sunați la doctor ceva, nu știu. Păi n-am... Olo, vine, 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 fugi! Împușcați-l, domnul! Împușcați-l, domnul! Mamă, îl mănâncă, îl mănâncă, îl mănâncă, se bată cu câinele! Mamă, îl mănâncă! Mamă, îl mănâncă! Mamă, acolo sunt rog o gardă, bă, că l-am mâncat, bă! Sunt dovăra și pe... E, că te-ai nu-l lăsat! Ia, e, că... Ia, ce... Domnul polițist, împușcă-l, domnul polițist! Împușcă-l, domnul polițist, împușcă-l! Aolo, n-ai armă! E ce polițist ești tu fără armă, bre? Aolo, a intrat după el, a intrat după el, ești nebun? Cred că o scăpa, cred că o scăpa, că nu, nu... Bre, ai grijă la câinele ăla, că e periculos, bre, ai grijă la câinele ăla. Bine, bine. Mi-e frică de el de mor. Eu trebuie, vezi că a început să lată, ești nebun? Dacă vine la mine, am belit-o. Bre, vine ca, vine ca, bre. Nu, nu, nu cu mine are treabă. L-a luat pe ăla, bă, săracu. Fugi, bre, că vine câinele! Aha. I-am sculat pe toți, băiesc. Fugi, bre! Bă, vine după mine, bă! Mă urmăriște câinele, băiți. Bă, ce Caterinca a fost că... Mi-a călcat câinele. Bă, mă auzi? Ți-am zis că e periculos câinele, te-a mușcat? M-am împins doar.
Vezi că e periculos rău de tot câinele, adică bre, pe bune. Ăla a dobărât câinele, bre, s-a băgat cu mașina din plină câine. Ce să-ți dau? Eu m-am fugit de el. L-am omorât. Uite câinele, bă, fugiți! L-am omorât noi în spate. Uite lângă tine, ești nebun! Bă, ai călcat câinele, bre? Bă, ai călcat câinele? Ne-ai salvat viața, bre, că ne-ai mâncat câinele acolo, nu știu dacă ai văzut. Da, bă, da. Ai, că am văzut. Sau te-o mușcai și pe tine? Da, da. Direct. Mi-e frică rău de tot de câinele aici. Bă, și ăsta ce-i cu el? Dar... De astea să mori, ești din toate. Hai, că am plecat, băi. Câine sau ce? Sui aici, bre. Bre, îți dau motorul, sau vii cu mine? Nu, băi, ce să... Unde să fugim? Unde să fugim, bre? Dar ce câine e? Venea câinele, uite-l acolo, nu-l vezi? N-are, mă, te-a, că nu mai are treabă cu mine. Vine, fugi, 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 că vine, fugi! Aula! Băi, fugi, că vine câinele, mănâncă câinele! Mamă, mă, mănâncă câinele! Bă, de ce l-a dus la mine, bă, că mi-e frică de el, bă? O, Lulia! Bravo, bă, ne-o scăpat de el, bă. Bă, brașit, ce faci, bă, de ce dai mine? Din greșeală, bă, am vrut să... Păi tu dai în el, mă? Lasă-l, bă, lasă-l că o dai din greșeală. Na, bă, iau și tu. Lasă-l, bă! Ce l-a luat ăla cu bicicleta? Fugiți că e nebun aici. Bă, ce m-am distrat, băieți, cu câinele ăsta, e nebunie, băieți, trebuie neapărat să vă comandați și voi câine. Nu știu exact dacă e pentru toată lumea, dar... E super fun, dar imaginați-vă, gen, eu acum, na, exagerez un pic cu roleplay-ul ăsta, gen, că pun câinele pe toată lumea, că nu știu ce, dar noi le-am nici pe băieți morți acolo. Se mai fură ei între ei, na, dar... e mișto să-ți iei un din ăsta și să te certe cineva, gen, să sară cineva la bătaie, să pui câinele pe el și tu pleci, gen, pui câinele și ia alt tati, rupe-l. Da, băiți, ăsta a mai fost încă un episod, dacă vă plac episoadele astea cu câini, să-mi spuneți acolo ce idee aveți cu câinii, cum a fost cursa aia acolo cu ei, să pun oamenii așa pe ei și să zică, mamă, ce de câini aici, lată câini, ce tacă câinii. Dacă aveți idei de episoade cu câinii, dați-mi din astea. Oricum vreau să fac un episod în care mă sui pe casă undeva și de pe casă trimit câinele. Da, chiar în episodul următor, fii atent cum facem. Mă sui pe casă, aștept să vină lumea aproape, poliții și oameni, și trimit câinele pe ei, fără să mă vadă pe mine, să se trezească direct că sunt atacați de câine, să vedem ce părere au. Ce ziceți de episodul ăsta? O să vă placă? Ăsta o să fie următorul episod pe House România. Vă așteptăm și pe voi aici. Dacă vreți să faceți parte din episoadele noastre, vă pup pe toți și ne auzim în următorul episod. Nu uitați de...